Hai, tati, că pornim ca lumea cu românismele pe săptămâna asta. Așa ceva n-ați mai văzut. Muncitorii unei firme de asfaltări din județul Cluj și-au etalat sculele. Da, sculele cu care au pregătit frontul de lucru. O lopată și o cutie goală de smântână. Da, ați auzit bine, în lipsa altor dotări sau poate din spirit de caterincă, au cărat mizeria dintr-o groapă cu o cutie de aia albă pentru lactate. Pe bune? Voi vă dați seama ce treabă au făcut ei acolo? Vă dați seama că acum e posibil ca lucrarea lor să fie infestată cu E. coli? Trei muncitori trimiși de primărie să plombeze o stradă din centrul orașului s-au descurcat cum au putut mai bine. Față în față cu bățile care acoperau gropile în care urmau să pună asfalt, au lucrat ca la carte. În 10 de minute, unul dintre muncitori umblea cu grijă recipientul de smântână cu lopata. Celălalt, conștiincios, îl deșerta lângă copacii din apropiere. Da, tot nu-mi dau seama dacă erau pe bune sau făceau mișto. Nu cred, refuz să cred că o firmă ce câștigă o lucrare pe bani publici într-un oraș poate să se prezinte la șantier cu așa ceva. O lopată și o cutie de smântână e bătaie de joc față de banii plătiți de comunitate, față de bun simț, față de orice. În lume se inovează, se caută tehnologia, au ajuns ăștia și toarnă asfalt pe lună, metode cât mai eficiente, iar muncitorii ăștia mai au puțin și cară mizeria cu paharul ăla din care își beau ei cafeluța de 3 ori pe zi ca boierii. Ne mai mirăm că asfaltul se cojește după o săptămână? Sau că am ajuns să demolăm autostrăzile după câteva luni de exploatare? La noi pregătirea lucrării se face cu găletușa de smântână 12% grăsime, iar mai departe asfaltul se tasează cu picioarele. Da, la propriu, adică muncitorii sar pe grămăjoarele alea de asfalt aruncate în gropi. Țopăie pe ele ca la dansul pinguinului. A, iar acolo unde muncitorii au reușit cât de cât să toarne asfaltul, s-a constatat că lucrarea este inutilă. Priviți această minune la care nici măcar orașul Caracal n-a îndrăznit să viseze. Pasajul peste calea ferată din Curtici a fost finalizat de 6 luni, dar rămâne închis. Acesta a fost deschis traficului doar câteva zile până când s-a constatat că tirurile și utilajele agricole nu îl pot traversa. Șoferii s-au plâns că drumul județean Arad-Curtici-Dorobanți e mult prea îngust pentru a permite virajul, astfel că nu era posibilă intrarea pe pasaj. Serios? Iar competenții care au proiectat minunea asta mai au serviciu, oare? Și executanții? Și ăia care au recepționat lucrarea? Nu știu, mai activează în domeniu sau au fost detașați la divizia de depășunat porumb, unde le e locul? Să nu-mi spuneți că tot ei caută acum soluții pentru remedierea problemei. Parcă-i văd cum propun ca marfa din camioane să fie preluată cu mijloace de-astea de transport mai mici care încap pe acel pasaj și dusă în celălalt capăt al construcției, de unde să fie preluate de alte camioane. Cum, ce mijloace? Păi, nu știu, de exemplu, ar putea folosi cutia de smântână a muncitorilor de la început, nu? Genial!